ziua și bine v-am găsit! Voi astăzi Six Force 667. Pentru astăzi vă prezint continuarea storyline-ului la Dead Space. Setările sunt la fel ca data trecută. Luminozitatea pe default, controlele la fel și configurația audio la fel. Să continuăm de unde am rămas. Nu avem loc. Entering zero gravity. Ulaia. Mi-am dat seama că era baiul, trebuia reîncărcată arma, nu mai avea gloanțe destule. Trebuie să formăm acolo tot cercul. Avem încă două, unul acolo și unul acolo. Bun. Așa, mai e unul.
Track the communications and use the control panel to send our coordinates to the Valor. E bine, da, uitați, am format acel cerc. Sau mai exact, hexagon. Exiting zero gravity. Bun. Haideți să salvăm progresul. This is USM Valor, widecasting on all frequencies to USG Ishimura in response to your SOS. We've picked up your escape pod, number 47, and are en route to your position. This message will repeat every 30 seconds until you respond. What? Isn't that the escape pod Hammond jettisoned? One of those things was on board. No! No, this isn't going to happen. USM Valor! Come in, Valor! Our signal isn't strong enough. I'm going to open the blast doors to boost the signal. Error. Blast door blockage detected. Please contact a repair technician. Shit! Isaac! There's something big on the hull of the ship, directly above the comms array. Something organic. I don't know what it is, and I don't care. We have to get the doors open to transmit to the Valor. You should have a clear shot from ADS Cannon 48. Get to the cannon and blow it out into space. Se apropie o navă de noi, vrea să ne contacteze, probabil vor să ne salveze, să ne scoată de pe USG și Mura. Și noi trebuie acum să mergem să eliminăm ființa aia organică pentru a reuși să boostăm semnalul, să ne poată contacta, că ei deja au prins un semnal mic, dar noi trebuie să-l boostăm pentru a-i putea contacta și să vorbim cu echipajul de pe navă, să ne scoată de aici. E foarte bine că am reușit să captăm o navă din zonă. Este vorba de o navă spațială care se află în apropiere, în apropiere de noi. Să sperăm că planul va reuși și ne vor salva. Salvăm. Salvăm din nou progresul. Yeah.
Noi știm că pe acolo trebuie să mergem, dar pe aici, nu facem decât să ne ducem înapoi. Eventual un safe checkpoint aici. Și astea. Nu e bun. Nu e bun. Nasol. Ok, iar un cannon, trebuie să ne punem la el, vedem ce avem de doborât. Haide. Holy shit, nu mă arată, bă! Doborâtă. Orice ar fi asta, am doborât-o. USM Valor, this is Kendra Daniels on the USG Ishimura. Come in. Do not open the escape pod. USM Valor, this is Kendra Daniels on the USG Ishimura. Come in. Do not open the escape pod. Damn it! Respond! Holy shit, vine! Vine nava! Holy shit! Why did they open the box? Damn it! Oh my god. It's headed right for us. Falling apart here. Isaac. Isaac, are you there? Thank God you're all right. I've been trying to reach you. Someone's been blocking my rig signal remotely. A crash must have interrupted the signal block. Hammond, where have you been? Surviving. Barely. I found some med supplies and packed myself up.
Listen. I'm calling abort on the mission. Fuck the CEC and fuck the chain of command. We have to get the hell out of here. I think I've located a shuttle on the crew deck. Flight log says it needs a new singularity core, but we can probably salvage one from the Valor. I can see the tail end of it sticking out from the side of Ishimura. I'm headed down there now to find a way inside. I'll meet you there. Hammond out. Isaac, if what he says is true about the shuttle, we might have a chance of getting out of here. Head to the cargo bay and see if you can help Hammond. In his condition, he may not last long. Holy shit, bă, deci a intrat nava aia în noi, efectiv, a deschis escape pod-ul și a intrat în noi. Nu trebuia să deschid acel escape pod, că a intrat necromorfii, nava, i-a mâncat pe toți din echipaj și a rămas în derivă și s-a izbit de USG și Mura. Ai, bă, bă. Iar un cap de ăla. Salvăm progresul. Etajul 2, după etajul 3, vedem pe rând. Bună. Pe aici trebuie să disturbing sunt chestiile astea. Foarte disturbing.
Haideți la magazin să vedem ce găsim aici. E bună opțiunea. Așa. Iar o mamă însărcinată. Dar de data asta nu e însărcinată cu pui lipitori, e însărcinată cu tentaculele astea. Cu ființele astea, cu tentacule. Hai de pana mea, bă. Am finalizat o chapter 8. Intrăm în chapter 9. You made it inside. Listen, I just found the munitions log for the Valor. I don't think their presence here is a coincidence. They're not on reconnaissance and they're not on patrol. This ship is prepped for war. They're on a seek and destroy mission. Do you hear me? Isaac, I've lost him again. No signal from Hammond's rig. Find the Singularity Core and get the hell out of there. Am deschis puțin geamul. M-am ridicat un pic de la scaun să ridic, da, să deschid un pic geamul, să las să se aerisească, că e aer închis în cameră. E un pic de aer închis în cameră și mă deranjează. Hopa. Asta e de folos. Entering zero gravity. One of the Valor's weapons ripped open in the crash. Those green orbs you see are highly radioactive, and the Valor's airlock has sealed itself. You're going to have to throw those into space before you can get into the ship. Thank you.
Asta e toată nava care s-a prăbușit, uite. Da, nu e folositoare. Radioactive material removed. Ce pana mea? Vin de ăștia. De pe navă, cel mai probabil, da. Radioactive material removed. Mai sunt, uite ăsta. Radioactive material removed. Trebuie să mai fie, am mai văzut undeva. Hai să le încărcăm. Uite. Radioactive material removed. Radioactive material removed. Radiation hazard clear. Safety lock released. Unde e aia? Mai sunt. Așa. What the hell? Ce aici pe navă, bă? The part you're looking for will be in the engine room at the back of the ship. I'm reading massive damage, so you may need to find an alternate route to get there. Vai de pana mea, ce distrusă e nava asta, bă. The infection process is doing something strange to these soldiers. They all have built-in stasis units in their body armor. The infection is merging the stasis unit into their flesh or something, making them move fast, real fast. Be careful. Okay, le dau foc. Dacă se apropie.
ciudat. Repede se mișcă! Haide, pana mea, ce... ce-o făcut din el? Mutanții, băi, eu transformat pe ei! Nicole în continuu îmi șoptește și îmi spune "Make us whole again", bă, ce creepy e asta! Isaac, I'm tracking your position, but it doesn't look like I can reach you. This damn ship was nearly shared in half. I made it to the bridge. It's a mess here. These poor bastards didn't stand a chance. I'm going to override all door locks so you can get to the engine room. I'll try and catch up with you there. Salvăm din nou progresul. Chapter 9, Dead or Arrival. Mai bine zis, dead on arrival. Am ajuns gata morți, cu alte cuvinte. Da. Bă, bateriile astea cred că sunt bine conectate aici. Nu trebuie să le mut. Shit. There isn't much time. If you really can repair the shuttle, there is a better use for it than just running away. You must understand, the forces at work here are greater than you can imagine. If you leave now, you condemn all humanity. The planet will never stop, never rest unless the marker is returned. Don't you see? The church is wrong. This is all a trap. I've seen it. Please. Care church, bă? Care biserică să-mi bag picioarele? Își dau un cult religios sau ce dracu? Suntem în secolul 26, ce naiba, mai au culturi religioase ăștia? Sau la ce naiba se închină?
Nu spune că se închină la extraterestri, că și mor. Adică se închină la The Marker, la acea ființă mutantă extraterestră de pe planetă ca fiind creator sau ce dracu, bă? Weapons ready and fire at will. Ei, nu mai joc asta, stop. Hai de cap, n-au și training room aici. Bă, ai de pana mea, lasă rola, bine că funcționează. Orice trece pe acolo, tai în bucăți. Ai de pui, bă.
ați văzut? Deci mă așteptam să aibă lipitor sau chestii cu tentacule. Și mama, după ce i-am tăiat burta, au născut doi bebeluși. Doi gemeni. Ca să înțelegeți, din asta rezultă un lucru, că bebelușii respectivi, înainte să ajungă bebeluși, la început sunt lipitori, după care se dezvoltă și devin acele chestii cu tentacule care arată unii ca păianjeni, alții ca crapii, alții sunt capete cu tentacule și după aceea, după ce se dezvoltă din stadiul ăsta, devin bebeluși. Eu asta înțeleg, deci... Așa se explică de ce aceste creaturi însărcinate nasc mai multe tipuri diferite, deoarece la început sunt lipitori, după aceea sunt tentacule și după aceea se dezvoltă în bebeluși. Lipitorii cu tentacule cumva de la stadiul de lipitori la tentacule, de la stadiul de tentacule la bebeluși. Așa e procesul lor de evoluție. Bă, ce creepy, să-mi bag picioarele! Eyes only, Priority Black, from Chief of Staff, Earth Defense, ATTN, Commander Cadigan, F, Operation White Light, Theater, AG System, Planet Pending, Objective Deep Cleanse, SAC Vessel, USG Ishimura, in breach of government order. They are believed to have recovered Marker 3A. Special Ops has confirmed the system build has been unable to provide the planet location. Marker 3A? Dar ce? Este și Marker 3B și 3C și 3D? Dar de ce e 3A? Special Ops advises caution. If Marker 3A has been recovered, infection by a little organism is a credible threat. Shock point to AG system move to position out of local scope range and the wait signal from Ishimura to confirm location. Holy shit. Marker 3A. Noia, da. Sunt mai mulți marker sau ce n-ai, babă? Mergem, n-avem ce facem. Bă! Ăla-i ținut la tavan de chestia aia.
soldat îmbrăcat în costum ca mine? Sau semăna, mă rog, dar alerga speriat. You got it? Oh my god! You've got it! That's the piece we need. Get to the crew deck. Hammond! Isaac! Over here! I've been trying to reach you. My comm was out. Call the singularity core, that's not to get out of here. Get that core, Miss Donald! Holy shit! Me. Oh, fuck me! Well, I'm ordered for Hammond, fuck! I did fun on that one.
fuel contained. Evacuate the vessel immediately. Warning. Catastrophic failure of fuel contained. Evacuate the vessel immediately. Failure of fuel containment. Evacuate the vessel immediately. Warning. Catastrophic failure of fuel containment. Evacuate the vessel immediately. Ajuns aici, că parcă erau pe navă, bă! Chapter 10, End of Days. Capătul zilelor. Ajungem la capătul zilelor. Isaac, I've located the shuttle Hammond found. Shit. No good. That shuttle's brain dead. Someone removed the navigation cards. God knows why. There's three of them scattered around the deck. I'm downloading their locations. I can't access the doors from here, so you'll need a crew key. If you can find those parts, I think we can get that shuttle operational again. Bă, ce cu atâta lumânări aici? Bă, ce creepy arată, bă, și cadavrele la ăștia. Lumânări, cadavre. Ce cu muzica asta, bă? Level 5. Oh, da. Ce tare e asta. The ball rules. Step on the lighted platform and activate it to start the game. Jump to as many scoring platforms as possible to increase your score multiplier. Then use your kinesis module to grab the ball and shoot it into the active basket before the shuttle time runs out. Beating each level opens a locker with a reward inside. Interesant! Foarte interesant! Entering zero gravity.
aceea. Exiting zero gravity. Am înțeles. Haide să mergem la tot. Așteptați-mă afară! Frățică, bă. Avem nou costum de level 5. Level 5 suit. Hai să ne uităm un pic cum arată. În magazin, desigur. Fantomele cântă. United we ascend. Is Unitology a new hope or just another scam? What? Unitology? Ce-i asta, bă? Church of Unitology? Biserica Unitologică? Bă, am auzit de Biserica Scientologică, dar Unitologică niciodată. Bă, e creepy. By Kerry Van Otken. If you've been living on Mars for the past 200 years, you might have missed the fastest growing religious movement in history. What the hell? O mișcare religioasă, un cult. Unitology boasts a following of millions. Uni counts powerful COS and official in its rank, claims $17 billion of stock in multi-global companies and owns two of Earth's largest financial institutions, GPSG Financial and Unitas Energy Investments. From its beginnings as a cult of personality, Unitology has become a respected establishment religion. Most people know the basics. 200 years ago, Michael Altman, a professor of anthropology, blew the whistle on what he claimed was the biggest cover-up ever instituted by Earth government. The discovery of an artifact or marker which proved beyond any doubt there is alien life in the universe. The government labeled Altman a kook. But his claim stuck a chord with some, and his mysterious death soon afterwards filled that interest. Băi, creepy some bug picture. Sounds
salvăm progresul. Și ieșim pentru ziua de azi. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un subscribe la canalul meu. Vă doresc o zi frumoasă și ne vedem data viitoare cu nou episod.